bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Scenă Deschisă. Sunt Oana Zamfir. Invitatul meu din această seară este cunoscut publicului larg, în primul rând ca actor, și o să vă spun doar câteva producții sonore în care a apărut. Bacalaureata lui Cristian Mungiu, cu care a mers și la Cannes, știm foarte bine. Amintiri din epoca de Aur 1 și 2, Pororoca, 5 minute, foarte recent lungmetrajul Miracol al lui Bogdan George Apetri. În urmă cu mai bine de un deceniu îl vedea și în seriale de televiziune, dar și într-un cunoscut show umoristic de televiziune. Este o perioadă despre care vorbește mai puțin și despre care recunoaște că i-a adus multă celebritate. A ales să pună stop și să se dedice filmelor de autor în calitate de actor, regizor și scenarist. La toate acestea adăugăm faptul că este profesor de actorie împreună cu actorul Adrian Titieni, predă unul dintre puținele cursuri de actorie de film din România. Bună seara, Emanuel Pârvu! Bună seara! Mă bucur și când aud așa lucrurile astea, așa... E, despre ea lungă, mă întrebam în timp ce pregăteam interviul ăsta. Nu. Mă întrebam dacă e prea lungă. Nu, deloc. E doar câteodată uit așa lucrurile și sună foarte frumos când ți le reamintește cineva. E foarte măgulitor să ți le spună cineva. Știi că mă întrebam dacă ar fi să te roage cineva sau eu în cazul de față să faci o descriere și mai scurtă despre tine, în care să cuprinzi esențialul esențialului. Ce ți-ar veni în mod firesc să scrii pe cartea de vizită, actor sau regizor? Am mai primit întrebarea asta, e cumplită, pentru că îmi plac amândouă la fel de mult, la fel de mult cum îmi place și să scriu. E o chestiune, e o luptă care se dă tot timpul în mine și cred că câteodată câștigă proiectul. Adică câștigă ce e important în momentul ăla. Am avut de ales în același proiect să fac regie și actorie. La unele am preferat să fac, pentru că spațiul era foarte scurt, timpul era foarte scurt, au fost niște scurtmetraje unde m-am încumetat să măsor un pic forțele, cum se zice, cu scurtmetrajul. La lungmetraj, deși am avut de ales între orgoliul meu de actor și produsul, adică să fie bine produsul, și evident că te dai pe tine la o parte și pui produsul în față. Spuneam în introducere că publicul larg te cunoaște în primul rând ca actor. Da. Și nu știu cum se face că s-au lipit și ți se și potrivesc mănușă rolurile de tough guy. Polițist, procuror, avocat... Avocat rău, nu? Da, avocat rău. Avocat rău, inspector, rău. Redactor șef. Da. Într-o redacție de televiziune, acolo ți-a ieșit foarte bine. Da, acolo au fost inspirațiile și indicațiile lui Dan Chișu, pe care încerc să le... Mi-a dat pe cineva din mass media, din patronii de trusturi de preză. Serios? Și mi-a zis, ia studiul ăsta, ia-l pe omul ăsta, l-a studiat, vezi ce face, cum se îmbracă, cum se poartă, cum vorbește, ce mișcări are, și l-am luat la studiu și de acolo a început lucru. Da, o să-mi povestești un pic mai încolo cum pregătești rolurile tale. Ești un tip dur, în realitate? Pentru că spuneam că ție-ți mănușă toate rolurile astea. Nu cred. Cred că sunt... De unde vine duritatea asta, fermitatea asta, partea asta mai puțin luminoasă din tine pe care o arăți în aceste roluri? Din roluri vine clar din scenariile pe care le primesc. În viața mea, cred că sunt foarte pompălău așa. Sunt intransigent. Nu pot să cred asta. Ba da, așa mi se spune oricum. Sunt intransigent, sunt foarte... Adică am o rezistență foarte mică la compromis în ceea ce privește munca. Pentru că nu cred despre mine că sunt talentat. Și în general cred că mi-e foarte greu să depistez talentul. Adică pot să depistez o carismă, dar talentul nu știu exact ce e și cum e. Nu crezi despre tine că ești talentat? Deloc, nu cred. Știi cine mi-a mai spus asta aici? Șerban Pavlu mi-a spus același lucru. Da? Sub o altă formă, da, cu alte cuvinte. Da, nu cred. Cred că nu sunt pe zona Nick Kyrgios. Ăla mi se pare un tip foarte talentat. Uite, da, și mi-amintește bine producătoarea mea și Andy Vasluianu a spus același lucru. Da, Nick Kyrgios este, dacă ne uităm la tenis, vezi că face lucrurile foarte ușor. Le face simplu. Poți să-l trezești din somn și face să te uiți la un meci de tenis și ți se pare că joacă oricând, oriunde, oricum, și când prinde o zi bună poate să bată pe oricine, la fel cum l-a bătut și pe Federer. Ăsta este talent pur. Eu cred mai mult că sunt în zona lui Nadal.
Adică multă muncă și disciplină. Foarte, pot să, adică sunt în stare să muncesc 30 de ore pe zi. Wow. Aici, adică muncesc până la leșin, fără să țin cont și din păcate când sunt în spatele camerei, aștept și de la ceilalți să ducă ritmul meu de muncă, care e foarte nasol și asta îi pune pe ei în condiția în general să zică, bă, dar mai oprește-te, că nu, mai lasă-ne în pace. Și am pretenția, și care e o chestie foarte rea și urâtă, să ai o pretenție de la oamenii cu care lucrez, dar da, când sunt în spatele camerei, am pretenții foarte mari. Deci în calitate de regizor ai pretenția ca actorii cu care lucrezi să fie la fel de disciplinați și muncitori cum o faci tu când ești actor. Da, să ducă. Inițial a început de la actorie, pentru că mă gândeam că mi-aș dori de fiecare dată, adică nu prea comentez la regizori, îmi văd de traseul meu și sunt în stare să duc foarte mult rezistență, care ține de o chestiune de igienă, o igienă psihică, o igienă mentală și o igienă fizică, nu în sensul că mă duc să mă spăl, ci un fel de grijă pentru organism. E ca la sportivi, un pic, când faci un rol. Și atunci mi-aș dori câteodată să lucrez cu actori, să-mi dea și mie actorii atât cât dau eu. Aș vrea să dăm un pic filmul înapoi, da, ca să executăm repede partea aceea, să-i spunem, mai delicată din, da, povestea ta. Dăm filmul un pic mai bine de un deceniu în spate și ne amintim de Manuel Pârvu, actorul care juca într-un show umoristic de televiziune. Da. Ți-a adus celebritate, ți-a adus și bunăstare financiară. Nu știu să o definesc. Dacă te recunoaște lumea pe, așa, în piață, da, când te duci să cumperi cartofi. Asta ți se întâmpla, nu? Da, dar adică nu e o celebritate din aia în care nu mai poate lumea, adică nu e cum e la Ștefan Bănică, pe care îl știe toată lumea, e o celebritate din asta de... Conjuncturală, sau cum mai numi eu? O celebritate de 2,40 lei, așa, fix cât costă un kil de cartofi la piață. Adică o din asta, în caz că dacă ți se pare că ești cineva, că te cunoaște tantitanța, nu e vreo mare șmecherie. Am avut o perioadă în care am lucrat în televiziune și m-am frustrat foarte tare. Am zis că nu mai fac asta niciodată. N-aș mai face nimic pentru bani. În TV lucrurile pot deveni foarte confortabile, dar doar la suprafață, exact ce spuneai, da, tu. Asta este un citat de-al tău dintr-un alt interviu. Să-ți cumperi o mașină mai nouă, un telefon mai bun, cam pe aici te învârți. Exact, cam pe aici te învârți. Cât a durat perioada asta și ce te-a determinat să te oprești? A durat niște ani de zile, au durat niște sezoane. Lucrurile în televiziune televiziunea ți aduce un soi de gândire. Televiziunea te învață să gândești pe moment, te învață să te adaptezi. Televiziunea te... Știi gândacia de bucătărie care rezistă la orice? Ea se adaptează la orice. Adică dai cu spray, le crește rezistența imunitatea la antibiotic. Adică se vii cu parul, se ascund sub nu știu ce. Televiziunea te învață, pentru că spre deosebire de film unde tu, domne, nu-mi place secvența asta, o tai. Bă, foarte, da, n-am nevoie de ea, nu-mi place. La televiziune oamenii au un spațiu, tu trebuie să acoperi niște minute. Ei nu poate să bage purici pe ecran sau să bage miră. Ei trebuie să pună ceva. Și atunci ești obligat, prin contract, să faci... Să livrezi ceva ce e acolo. Ai inspirație, n-ai inspirație, îți dă Dumnezeu inspirație, nu-ți dă, nu prea e treaba nimănui. Ca la fabrică, la șablon, nu? Deci tu trebuie obligat să faci. Și atunci te învață să lucrezi, televiziunea te obligă să lucrezi cu o mecanică, te obligă să înveți să cunoști mecanica de televiziune, mecanica de scenariu, trucurile... Tu trebuie să filmezi ceva, ninge, plouă, nu contează, era chiar râdeam la un moment dat, ne aduceam aminte de cineva, scriseserăm cu 5 zile în urmă un sketch care se întâmpla în exterior, adică într-o mașină decapotabilă, doar că în ziua filmării ningea într-un hal
mare. Ca la Vadul Surpat. Am filmat în continuare în decapotare. Nu aveai ce să faci, adică nu, lucrurile nu se pot, nu se întâmplă altfel. Uh-huh. La filmare, la un film, se întâmplă altfel. Uh-huh. Aici, când înregistrăm, era o glumă pe care o face de fiecare dată Vivi Drăgan Vasile, marele operator, că mai țipă cineva de acolo, băi, haideți să filmăm. Și el trece așa ca o umbră, ca un abur pe lângă și zice, noi aici înregistrăm, filmatul e pe film. Haideți să înregistrăm, cam așa facem și noi acolo, înregistrăm. Nu ți-a fost greu să... Ai pus punct acelei perioade și a urmat ce? Nu ți-a fost greu să faci trecerea de la perioada aia la lungă... cu totul altceva? A urmat o lungă perioadă de depresie, o lungă perioadă, niște ani de zile au fost. Ani de depresie? Niște... Da, nu s-a instalat imediat, s-a instalat așa, ușor, ușor, pentru că vine o întrebare cu care trăiești. Eu am trăit foarte greu, nu știu dacă oamenii trăiesc foarte greu cu ea, pentru mine e foarte cumplită, dacă eu atâta pot. E o întrebare pe care nu știu câți oameni și-o pun, oamenii care stau într-un mediu și se complac acolo. Dacă, de fapt, eu cred în capul meu că pot să urc Himalaya, I'm delusional, dar de fapt eu pot să urc maxim panta de noroi din spatele blocului. Nu știm. Trebuie să-ți creezi ocazia să vezi dacă poți să faci excursia de pe Himalaya, un film de lungmetraj. Excursia ta pe Himalaya însemna să te apuci să faci filmele tale? Un lungmetraj. Un lungmetraj este oceanul, este Himalaya. Și cât timp, câți ani a durat, au trecut de la momentul în care ai lăsat televiziunea și ai spus, gata, fac altceva, fac filme de autor, mă apuc de scris scenarii, eu fac scurtmetraje. Eu am vrut de la început, doar că a durat 5 ani. 5 ani. 5 ani a durat până la primul, l-am filmat în 2016, a ieșit, eu m-am oprit din televiziune în 2011. În 2016 abia am filmat, Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor și a fost scos pe piață în 2017. A fost cea mai grea perioada vieții tale? A fost cea mai grea. A fost pentru că nu ai vin foarte multe întrebări la care nu ai răspuns. Nu știi ce să nu ai ocazia să răspunzi, tu răspunzi doar de la tine din cap, din iluziile tale de pe la tine prin cap, ce crezi tu că ar fi așa, dar nu e deloc așa, adică atunci îți probezi prietenii, atunci îți probezi încrederea, atunci probezi încrederea în lume, atunci vezi foarte multe lucruri și multe dintre răspunsurile pe care le primești sunt foarte dezamăgitoare. Pentru tine și pentru tine în relația cu ceilalți, adică sunt dezamăgitoare pentru tine în raport cu tine și pentru tine în raport cu ceilalți. Mm-hmm. Intermezzo acum, da. Pentru că spuneam că ani de zile ai lucrat la un show umoristic, făceai oamenii să râdă și eu trebuie să le mărturisesc telespectatorilor ceva. Nimeni nu m-a făcut să râd mai tare și nu mi-a spus bancuri mai bune decât... cele spuse de tine. Da, mulțumesc. Da, Emanuel Pârvu știe să facă oamenii să râdă. Vreau să-ți spun de pe acum, că înainte de pauza publicitară mai este ceva până atunci, sunt câteva minute, vreau să ne spui un banc. Pe bună. Chiar vreau să faci asta. Mi-e foarte greu să fac asta. Nu, să faci asta. Te rog să faci asta. La un moment dat o să fac asta. Am trăit chestia asta la castinguri, la castingurile de la început în care erau... Și există oricum toată gluma asta în școală cu... Ești actor? Da, ia. Hei, you're a clownfish, tell us a joke. Asta este una dintre replicile preferate din Finding Nemo. Cine a văzut filmul de animație știe la ce mă refer. Dar tu ești foarte bun, tu știi să treci omul printr-o gamă extrem de largă de emoții și cu niciun alt invitat cred că nu mi-aș permis să fac asta. Da, cred că eu... În general, umorul face lucrurile să pară mult mai omenești. Adică cred că dacă ne luăm foarte mult în serios, nu mai
Ne mai plimbăm un pic pe aici, mai dăm un telefon, mai bem o cafea de pe jos și mai mâncăm un ecler și murim. And that's it. Ții minte, da? Task-ul cu bancul. Da. Până atunci, hai să vorbim puțin despre povestea cu regia. Exact. Cum a început? Știu că te-ai apucat de scris scenarii pentru că simțeai că ai povești de spus. Da. Primul tău lungmetraj, Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor, spuneai 2000, știu că a fost prima dată un scurtmetraj, apoi un lungmetraj, 2016-2017, da. Sper să da. Nu mă înșele memoria. Apoi al doilea lungmetraj, Marocco, filmul care a intrat toamna aceasta în cinematografe, care a avut un parcurs internațional foarte bun, critici bune, a fost bine primit și de publicul din România. De unde îți vin poveștile? De exemplu, povestea din Marocco, Emanuel. Da. În ce măsură este reală? De unde a venit povestea asta? E o parte sănătoasă din povestea de la Marocco, este dintr-o poveste reală din viața mea. E o chestiune pe care vreau să menționez, ambele filme sunt făcute și vreau să menționez lucrul ăsta că e ceva ce, fără de care nu cred că puteam să ajung aici, nu cred că puteam să le fac, e producătorul. Producătorul meu a fost, este în continuare, Miruna Berescu, e omul fără de care în general lumea se raportează la producție sau la producători ca fiind oamenii aia care îți fac cafele sau care îți fac lucrurile să meargă. Producătorul pentru mine e mult mai mult de atât, adică e omul ăla care nu doarme nopțile alături de tine când lucrurile par că se intră în gard. Atunci face lucrurile să se întâmple. Face lucrurile să se întâmple atunci când ele par că se pot întâmpla, dar sunt momente în care pur și simplu unul din părțile astea două zice, băi, nu mai pot. Eu au fost momente în care am zis, nu mai pot. Nu mai pot și nici nu mai vreau. Stâlpul tău, sprijinul tău, cel care menegeriază lucrurile pe care dacă le-ai lua asupra ta ai fi copleșit, pentru că oricum un regizor are foarte multe pe cap. O să vreau să vorbim și puțin mai încolo despre Miruna, pentru că este și partenera ta de viață și toată lumea care ne va urmări se va întreba, poți să faci asta, să fii împreună și la serviciu și în particular? O să ajungem și acolo. Povestea din Marocco. Da. Marocco, jocul cu bețișoare, în care totul ține de echilibru, ai scos bețișorul, s-a dus toată ordinea și toată organizarea pe care o știai și se dezlănțuie haosul în anumite situații. Se dezlănțuie. Șerban Pavlu, Emilia Popescu, Crina Semciuc și o serie de actori tineri, debutanți. Da. O poveste care, spuneam, a fost foarte bine primită de public. Deci întrebarea este, din nou, de unde a venit povestea? Începutul poveștii e o poveste din copilăria mea, după adolescență, să zicem, când deja mergeam cu motocicleta, din vizitele pe care le făceam la casele de copii, mergeam de 1 iunie și făceam tot felul de acțiuni la casele de copii, mă rog, și adică e o bucată mare. Am dat acolo un lănțișor cuiva pe care l-am primit eu cadou și de aici lucrurile... Punctul de pornire. Da, pe urmă povestea, scenariul nu l-am scris singur, l-am scris împreună cu Alexandru Popa, după această idee de-a mea, după care, după multe versiuni refăcute, a intrat Miruna, la fel și acolo discuțiile, întrebările, toate lucrurile astea și am ajuns în forma asta, noi am început, scenariul avea inițial vreo 170 de pagini, am intrat în repetiții cu vreo 150 ceva și în filmare cu 122. Scris, modificat, remodificat, cred că am avut undeva în jur de vreo 40 de variante de scenariu. Cinematograf nu înseamnă popcorn, ci poveștile de după, ai spus la un moment dat. Ce discuți la un pahar de vin cu prietenii după ce se termină filmul? Tu te gândești la asta când faci un film? Ce vor discuta oamenii după ce îți văd producția ta, copilul tău? De exemplu, după Marocco, ce crezi că au discutat oamenii? Am avut senzații foarte plăcute în sală de fiecare dată după când mergem în țară cu lansarea, ședințele de întrebări și răspunsuri care sunt acolo sunt emoționante și foarte, foarte vii, adică nu trebuie să smulgi întrebări de la public sau nu trebuie să stai să aștepți în momente penibile. Din toate gamele posibile. Și durează, am avut sesiuni de întrebări și răspunsuri de o oră și 40 de minute, adică au stat oamenii acolo cât au stat la
la film, am mai stat după aia ca să vorbim despre și asta e foarte, e foarte emoționant, așa, te, te bucuri. Nu, în general mă feresc foarte mult de certitudini, să zici cum e. Dom'le, uite, e așa, nu știi exact cum e. Și nu vreau asta să fac nici la filme, nici când sunt actor nu vreau să știu cum e. Mă sperie foarte tare să ai vreodată senzația că știi cum, că deții tu niște păreri. Adevărul absolut sau... Ferească Dumnezeu să ajungem acolo, adică e, trebuie să fugim repede. Dacă vreodată ai senzația că știi ceva, trebuie să fugi repede. Deci te ferești de certitudini în general. Major. Mă sperie foarte tare oamenii cu certitudini. Poți să ai certitudini în anumite lucruri care țin de sentimente. Poți să ai o certitudine că simți ceva. Dar lucrul ăla poți să-l pui la îndoială. Dar certitudinea că simți în momentul ăla ceva, mai ales la chestiuni fizice, acolo poți să le ai. Dom'le, m-am tăiat, îmi curge sânge, mă doare, mă ustură. Asta nu e pot să contest asta. Exact, asta e o certitudine. Dar restul, lucruri care sunt la... care țin de afect, care țin de emoții, acolo... Veșnica discuție, film comercial versus film de festival, film de nișă, film de autor. Ce e Marocco? Marocco unde se situează? Pentru cine ai spus povestea asta? Pentru publicul de nișă sau pentru publicul larg? Mă gândesc foarte puțin la început, adică cred că e un gând pe care l-ai în primă fază. După aia trebuie, cred că îl lași la o parte, pentru că tu în primă fază te gândești la o poveste și atunci știi foarte clar că povestea e ca și cum ți-ai lua un set de haine. Dacă îmi iau niște labe și niște ochelari de înot și o țeavă de respirat, nu mă duc să fac alpinism. Adică trebuie să fii cretin. Știi? Dacă îmi iau bocanci din aia cu țepi și așa și mănuși, aia nu mă la Constanța. Adică tu te pregătești pentru ceva și în funcție de povestea pe care o alegi, cam știi spre ce va merge. Felul în care alegi să spui povestea, evident că hrănește în continuare traseul, adică îl mărește, îl potențează traseul ăla. E greu să zici, domnule, o să spun o poveste cu un... În principiu, poveștile sunt cu el și ea. Da, tu poți să spui o poveste cu el și ea, dar dacă ai certitudini, cum sunt rețetele, da, atunci știi clar că va fi îngurgitat de un anumit tip de public și el devine îngurgitabil de către un anumit tip de public. O să fie foarte greu să-l pui pe, nu știu, pe Cărtărescu să zică vai, ce emoții am avut, m-am uitat la Albă ca zăpada și mi-am dat seama de psihologia fantastică a planurilor paralele pe care le-am avut în semiotică aici. Nu! Acolo și sunt rețete. Îl mușcă, vine un tip normal ca noi, îl mușcă un păianj, ține un cristal în mână, se întâmplă ceva, capătă niște puteri supranaturale, trăiește o viață dublă, se îndrăgostește de una care habar n-are cine e el, pe urmă e un tip rău care vrea să omoare lumea și ăla are de ales dacă o salvează pe el sau lumea și în general le salvează pe amândouă și așa. Adică că ne uităm la Superman, e aceeași poveste, dacă ne uităm la Spider-Man, e aceeași poveste, sunt rețete. De asta știi de la început ce poveste vrei să spui. Dacă zici, dom'le, spun o poveste cu unul, a murit mama cu soția care s-a dus, s-ar putea să fie, să știi de la început cui te adresezi, să vrei să te adresezi unui alt tip de public. Am înțeles. Bancul, mi-l spui? Nu mi-a venit încă. Bun, atunci facem așa, luăm pauza și vreau să vorbim după pauză, bineînțeles, după ce îmi spui bancul, ne spui bancul, așa. Vreau să vorbim despre cum pregătești rolurile. Mi-a plăcut foarte, foarte mult un citat de-al tău. Eu nu pot să plâng artificial, spui. Am întâlnit actori care pot să plângă artificial cu ochi diferiți. Cu ochi diferiți am Eu filmat? Eu nu. Da, am filmat cu Mircea Albulescu, Dumnezeu să o odihnească, și la filmare, la aniversarea, l-am rugat, că nu înțelegeam cum, l-am rugat să-mi facă să-mi arate. Și m-a întrebat, cu ce ochi vrei să plângi, cu stângul sau cu dreptul? Și am zis, cu stângul. Hai să vorbim despre asta, după pauză. Da. Rămâneți cu noi. Am
revenit la scenă deschisă, invitatul meu din această seară, actorul și regizorul Emanuel Pârvu. Emanuel, vorbeam înainte de pauză despre cât de greu este pentru tine cel puțin, sau cât de ușor, nu știu, o să ne povestești, să-ți pregătești anumite roluri. Povesteam despre o amintire de ale tale cu actorul Mircea Albulescu. El îți spunea că poate să plângă cu unul dintre ochi. Da, la alegere. Da, când filmam la aniversarea, erau tot felul de secvențe și în timpul pauzelor de filmare am avut o discuție cu el despre asta și mi-a zis cu care ochi vrei să plâng, cu stângul sau cu dreptul. Adică nu nici măcar nu înțelegeam, nu înțelegeam. Cred că sunt niște mușchi, cred că sunt niște lucruri pe care sunt oameni care mișcă din urechi, spre exemplu, fără să li se miște ochii, sprâncene sau așa. Oameni care fac așa cu urechile. Poți să faci așa cu urechile? Nu pot. Trebuie talent pentru asta. Nu, cred că trebuie să știi ce mușchi să-ți accesezi. Cred că așa e și cu ochii. Și m-a întrebat, zic cu stângul, vrei să rămână lacrima în ochi sau să plece pe obraz? Zic, hai să rămână lacrima în ochi. Și în 3 secunde mi s-a umplut ochiul stâng de o lacrimă care stătea acolo și zic, acum ia, dați-i drumul. Într-o secundă s-a umplut mai mult și a început să curgă. E o chestie tehnică. Incredibil. Cred că este, din punctul meu de vedere, cred că e un lucru pe care n-aș vrea să-l am eu. N-aș vrea să-l am pentru că dacă mi-ar fi la îndemână plânsul, care este o extremă a unei stări, da, cred că aș accesa-o foarte des. Adică cred că aș face uz de ea mai mult decât trebuie, tocmai ca să, pentru că extremele sunt greu de atins. Plânsul adevărat și râsul adevărat sunt foarte greu de atins pe o paletă de stări. Și atunci dacă eu aș ști că o stare pe care eu pot să o ating rapid, tehnic, care stoarce emoția dintr-un om, aș accesa-o foarte des și cred că ar deveni o chestie recunoscibilă. Spune-m cum îți pregătești rolurile. Cum faci, de pildă, când te pregătești pentru un rol într-un film, să capeți alte mișcări, alte gesturi, altă privire, poate altă voce, nu știu, alt mers? Cât de mult îți ia? Cum faci? Depinde de rol. Am avut roluri la care m-am pregătit niște luni de zile și am avut roluri la care m-am pregătit niște săptămâni. Depinde. În general, totul pleacă din text. Adică, într-un text bun, răspunsurile sunt în text. Ca să-ți iasă ceva, ar trebui să știi foarte bine textul. Asta este o condiție. Deci, odată înveți replicile bine. Asta cu învățatul nu e atât de simplu, pentru că învățatul înseamnă să poată regizorul să-ți scoată orice fel de notă muzicală din textul ăla și tu să știi să conie. Ca atunci când cânti la un instrument, oamenii care nu știu să cânte, cântă ceva și dacă le zici, acolo nu mai cânta nota aia, te rog, modifică un pic, ei trebuie să o ia de la început ca să știe ceva. Și atunci cheia este să faci replicile să fie ale tale, să ți le interiorizezi cumva? Adică să nu le înveți mecanic, să nu le tocești? Teoretic, nu știu cum funcționează. Cred că fiecare actor funcționează după felul lui. Mie mi-a foarte mult timp să le fac ale mele. În general, nu știu să mă duc spre roluri, pentru că nu-mi plac compozițiile. Nu-mi place să fac compoziții și încerc să aduc tot ce fac, încerc să aduc la mine. Adică să iau pe omul ăla care e pe foaie, personajul ăla de pe foaie, să-l aduc înspre mine. De-aia te întrebam la început de emisiune dacă ești un tip dur. Acolo ține un fel de... Adică cred că oamenii privesc într-un fel, se uită într-un fel, merg într-un fel și încerc să văd din toate răspunsurile pe care le am acolo pe foaie, să vină... Să pară cumva că ești tu, nu știu, cred că omul vede pe ecran alt om care s-a născut. Spectatorul se naște în sală când se aprinde ecranul, tu te naști cu omul ăla de pe ecran, cu personajul ăla, el are deja 40 de ani. Gata, și trebuie să-l accepți așa cum e. Dar omul ăla are un trecut pe care spectatorul din sală trebuie să-l descifreze cumva. Și atunci trebuie să pui
toate lucrurile alea pe care evident că le aduci trecutul tău emoțional. Tu nu știi ce trecut emoțional a avut personajul ăla de pe foaie. Pe foaie e un personaj plat, sunt niște replici moarte. Spune-mi un aspect interesant din toată munca ta de pregătire a unui rol. Spune-mi ceva ce ți-a rămas așa în minte. Uite, asta a fost interesant când mă pregăteam pentru rolul X. Am avut cerințe de la, spre exemplu, am avut o cerință de la un regizor să mă îngraș vreo 10-15 kg și altă cerință de la alt regizor să slăbesc 10-15 kg. Asta cred că s-a întâmplat recent, nu? Slăbitul mi s-a întâmplat mai recent, îngrășatul mi s-a întâmplat mai la început. Și atunci vezi că E un lucru, nu e un lucru simplu de făcut. Și în România nu ai nutriționiști, cum se întâmplă în Statele Unite, tu de pildă. Tu poți să, ba da, asta a fost discuția cu regizorul. Serios? Mi-a spus tot ce vrei, orice. Mi-a oferit de la antrenori, tot ce înseamnă sală, fitness, gym, bazine, nutriționiști, absolut tot ce vrei. Și ai făcut toate astea? Nu, că am preferat să le fac singur. Am făcut sport... când în eram mic tău, și m-am făcut, tău. Da, adică am făcut sport de performanță când eram mic și am o disciplină, cred că ține foarte mult de disciplina actoria. Și ai reușit să slăbești cât? 10-15 kg în cât 12 timp? 12 kg. Da, în două luni. În două luni? Da. Mult? Repede? Acum, na, depinde și în funcție de ce ai de făcut. În ceea ce privește munca de regizor, spui că ești un freak în afara camerelor. Ții foarte mult la liniștea pe platou, ții foarte mult la a-ți proteja actorii cu care lucrezi, nimeni nu înjură, nimeni nu țipă, nimeni nu face crize de isterie. În afară de mine, da. În afară de tine? Dar faci tu cu tine? Nu faci de față cu ei, nu? Nu știu, câteodată nu știu ce... E în funcție de miză, evident. Dacă filmăm un scurtmetraj, noi suntem acolo să ne bucurăm de faptul că ni se întâmplă acel scurtmetraj. La lungmetraj lucrurile devin un pic mai dificile, pentru că acolo e o chestie care ți atârnă de gât toată viața. Și asta pe mine mă sperie foarte tare. Că rămâne pentru totdeauna și după ce tu nu mai ești. Ce ai filmat, noi dacă filmăm acum o secvență, din momentul în care regizorul, și ca actor mă sperie asta, din momentul în care regizorul a spus tras, aia rămâne pentru tot restul vieții noastre. Pentru tot restul vieții noastre, dacă mai dă Dumnezeu să mai trăim 30 de ani, o să ne uităm împreună și o să vedem cât de proști am fost atunci. Și nu pot să las, mi-e foarte greu să las să treacă o scamă. Nu pot să las să treacă o scamă, că nu pot, că dacă las o scamă să treacă pe o secvență, o să las sigur o scamă să treacă și pe altă secvență și o să las alta și pe altă secvență și o să te trezești la sfârșit cu un ghem de scame care face diferența dintre un film bun și un film mai puțin bun. Și nu, pur și simplu, mi se usucă sufletul să aștept ani de zile să fac ceva și până zic, lasă, domne, hai că... Sunt sigură că tu știi că există un fel de prejudecată, preconcepție, nu știu cum vrei, că să faci teatru e mai greu decât să joci într-un film. Pentru că... Nu cred spune, asta. Îți spun, îți spun cum se vorbește așa, în cercuri nu foarte educate, în sensul ăsta. Pur și simplu, o discuție generală, băi, să faci teatru e mare lucru, pentru că acolo o dai odată și gata, dacă ai greșit în fața spectatorului, ai greșit. La film mai tragi o dublă, mai tragi două, mai tragi patru, mai tragi 10 până ți iese. Da. Asta este prejudecata, dacă vrei. Da. Explică-mi de ce este invers. Nu pot să spun că este invers și nu pot să spun care e mai greu, la teatru sau la film. Ele sunt foarte diferite, pentru că la teatru sunt foarte mulți actori care spun asta pentru că sunt actor. Am trăit cu oameni pe scenă. Sunt oameni unde acolo e publicul și ți-au făcut din ochi așa, sau se strâmbă, sau fac ceva, sau se uită în culise unde sunt niște mașiniști care se uită la meciul la Dinamo cu Steaua. Adică lucrurile se schimbă. Dacă greșești, am trăit în spectacole în care s-au sărit hălci de text. Nu e nicio problemă să mai întorc acolo. Publicul oricum nu știe piesa, doar noi o știm. Sar niște replici, nu e nicio problemă. Oricum, dacă e data viitoare, ți iese mai bine, că de-aia, dacă te duci să vezi acela spectacol de mai multe ori, o să vezi că într-o seară pare mai bun decât... Adică nu e metronom. Actorii au performat un pic mai bine. Da, au făcut ceva bun, habar n-am, nu știu de ce. E, lucrurile astea care sunt aproximative în domeniul nostru, evident că lucrez cu oameni. Evident că totul este
poate fi aproximativ. Dar pe mine aproximativ ăsta mă sperie foarte tare și atunci... Camera e moartă și rea și simte momentul în care ai călcat pe lângă dungă. E un stres uriaș. Da. De asta spui tu că filmul este... E un stres pentru că pe lângă lucrurile emoționale pe care le ai de făcut, există niște constrângeri tehnice, de la care nu la teatru poți să mai stai și așa, adică la spectacol poți stau așa sau poți stau așa sau oricum, dacă stau mă întorc și cu spatele. Că nu e nicio problemă. Adică da. Poate să fie un pas mai încolo. La film nu poate să fie un pas mai încolo. Nu există acel pas mai încolo. Nu există nici acei 5 cm mai încolo, pentru că e chestiunea de, în funcție de ce obiectiv folosești, în funcție de lentilele pe care le folosești, plaja de focus ar putea să fie foarte mică. Adică dintr-un cadru de profil, aici s-ar putea să ai focus și aici nu. Și vorbind de o distanță de 5 cm, nu există mai încolo. Adică lucrurile la film, constrângerile sunt mult mai mari. Da. La teatru mi se pare mult, mult mai liber. Nu spun că e mai simplu. Evident că odată s-a pornit, au fost și situații în care s-a luat curentul. Am trăit lucrul ăsta, a căzut curentul în tot cartierul, inclusiv în teatru. Și atunci spectatorii au aprins cu toții telefoanele și spectacolul s-a jucat. E, uite, iată de ce e bine să avem telefoane la noi, la teatru. Da. Puse pe silent, dar să le avem. Exact, să le avem. Dar spectacolul s-a ținut. La film nu poți face asta. S-a oprit curentul, stăm să așteptăm. Emanuel, tot din categoria, hai să zdruncinăm niște mituri. Spuneam mai devreme că vreau să vorbim un pic despre partenerul tău de viață și producătorul Miruna Berescu și ai spus de foarte multe ori, fără ea nu reușeam să fac asta. Da. Fără ea nu aș fi reușit. Da. Cum e, de pildă, când ai o ceartă, nu știu dacă vi se întâmplă vouă, dar sunt foarte mulți probabil care ne urmăresc acum, că noi știm vechea poveste sau vechea zicală, nu te combina la locul de muncă sau nu te îndrăgosti la serviciu. Că e rău după aia, dacă te cerți acasă, ce faci la serviciu? Cum e la voi? Cum funcționează de mai bine de un deceniu? Păi, noi când am început să lucrăm eram deja de multe ori recombinați. Așa, așa. Nu cred că se poate, din punctul meu de vedere, ori trebuie să ai pe cineva partener de viață care să înțeleagă foarte mult, să fie foarte tolerant apropo de nopțile întregi și de faptul că nu există timp, adică nu suntem la birou aici, nu facem program de corporație, noi gândim lucrurile 5. Între 9 și 5. Da. Există situații în care vreau să vorbesc la 5 dimineața după ce am băut o noapte întreagă, că poate atunci s-a milostivit Dumnezeu și mi-a dat un pic de inspirație, o idee și aia trebuie vorbită atunci. Și mi-e și foarte greu să o notez. Am avut o situație în care, evident, cu mult alcool, mi-am notat ceva cu un creion dermatograf, pentru că nu aveam pe niște... Eram într-o cameră de hotel, într-o altă țară, și mi-am notat o idee care mi-a venit atunci pe niște pliante din hotelul respectiv și a doua zi mă chinuiam să descifrez, adică mi-a venit finalul. Mi-a venit finalul, știi, de la o piesă. Adică cred că ori trebuie să fii, ori lucrezi împreună și atunci evident îți asumi și părțile bune și rele și certurile și toate lucrurile astea se întâmplă. Evident că ele nu pot depăși o anumită limită pentru că prioritar este produsul. Indiferent de starea mea sau starea producătorului, prioritar este produsul. Orice aș simți eu nu contează. Am avut situații la filme în care pur și simplu corpul meu cedează, adică îmi ies eczeme, îmi ies pete pe piele, ochii sunt injectați, dorm 2 ore pe noapte, iau pastile, tremur, leșin și atunci așa se întâmplă. Deci asta vine la pachet cu munca de actor? Sau cu munca de regie, nu știu exact. Depinde cât de mult, până unde vrei să mergi. Mie îmi place să văd, îmi place, e o provocare mare să văd până unde pot să mă duc, adică vreau să știu exact până unde pot să mă duc, ca pe urmă în orice tip de discuție liberă aș avea, să știu dacă eu am condus pe pistă și tu ai condus pe simulator, e o diferență totuși între noi și atunci știu la ce fel de discuție mă raportez. Deci, trăgând în linie, nu se putea fără Miruna, pentru că în anumite meserii, cum este a voastră, trebuie să fie cineva care să-ți înțeleagă nebuniile, să-ți înțeleagă meseria, să-ți înțeleagă provocările care vin la pachet, pentru că altfel nu se poate, spui tu. Altfel sau nu... se găsește greu.
Altfel poate fi o relație și dacă luăm cinemaul românesc, regizorii sunt propriilor producători la noi. Și Cristian Mungiu și Cristi Puiu lucrează în... Cristi mai ales lucrează în familie. Și adică toți sunt legați de, de ceva. Nu o să mă duc în alte exemple. Dar raportându-mă la ei, care sunt producătorii lor, mă raportez la Cristi Puiu, el lucrează cu Anca. E legat de ea, lucrurile se întâmplă acolo pentru că nu poți altfel, nu funcționează altfel. Trebuie să fie cineva care să... sau trebuie să fie cineva care să înțeleagă că la 3 dimineața tu o să stai, o să pleci de acasă și o să vorbești cu altcineva, bărbat, femeie, nici nu contează, încă 4 ore, 5 ore, habar n-am despre ceva. Adică dacă înțelege chestia asta, da, se poate întâmpla. Sună complicat. Sună foarte complicat. Nu cred că există zi să nu am cel puțin câteva replici din câteva filme care mi-au marcat viața. Da. Și asta mi-a făcut viața mult mai frumoasă. Da. Pentru ziua de astăzi, în care s-a întâmplat acest interviu, ce replică din ce film îți vine în minte? Păi înainte, dacă avem amândoi memoria asta de termen scurt foarte bună, înainte să începem emisiunea, am spus, răței dreacu cu liberalii țărăniștii noștri. Nu e așa? N-am spus asta? Ai spus asta, am spus asta. Pe mine nu cred să existe la școală, când am plecat de la școală, am zis două lucruri rezultă din cele spuse de Țugurlan. N-am cum, mie moromeții mi-a făcut, îmi face în continuare viața mai frumoasă și cred că asta e menirea filmelor. Meritul lui Marin Preda și pe urmă meritul lui Stere Gulea și meritul actorilor și al lui Vivi Drăgan și toată lumea pusă la oaltă. Când am plecat de la școală, dădeam replici, uite, am plecat de la școală și am zis, hai pa, la revedere, uite, un pic cu Steaua. Și am dat o replică din Aurora, din Cristi Pui. Sunt lucruri care îți fac viața mai frumoasă. Ar fi mult mai săracă viața noastră fără. Ai bancul în minte, la îndemână? Da, cred că pot să zic că... Doi copii se jucau la nisip, la o groapă din asta de nisip și vine mama lor și îi întreabă, plecați-vă de aici. Scuze. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Uite, îmi doream de foarte mult timp să încheie emisiunea asta râzând. Mulțumesc și mă bucur că s-a întâmplat cu tine. Știam că rog persoana potrivită. Emanuel Pârvu, mulțumesc pentru prezența la Scenă Deschisă în această seară. Eu mulțumesc și din nou măgulitor și emoționant și mulțumesc pentru ce faci. Doamnelor, domnilor, atât pentru această seară. Mulțumesc pentru atenție. Noapte bună!